e liniștit, Dora? Vita? Văd că te-ai liniștit, nu-mi pare rău că ești însângerată, dar o să-ți treacă, bine, dragă. O să faci doi puișori. Haide, că nu-ți fac nimic. O să fac doi eduți frumoși. Îmi place care Dora are un cioc foarte frumos. Ce, mămică? Nu te lasă să fii șefa? Nu-i bai că tu o să fii șefa, că ești cea mai în vârstă. Tu și cu Doina sunteți de aceeași vârstă. De-aia vă disputați teritoriul. Salutare, prieteni! Astăzi avem o luptă în Țar cu Caprelor. Se dispută suveranitatea acestui adăpost. Și în video de astăzi veți vedea ce modificări am făcut în Țar cu Caprelor. Veți vedea o nouă hrănitoare care am făcut-o pentru capre și voi explica câte ceva din noutățile care au apărut. Deocamdată amândouă caprele au treabă cu Dora. Dora care se pregătește și de fătat. Ia de acolo! Du-te, Doina! Și tocmai ce le-am băgat împreună, dar e o violență nemai întâlnită. Poate și datorită faptului că cele două capre, Doina și Cuțu, au fost singure pentru ultimele 4-5 zile în acest perimetru ce l-am făcut lor cu iezii. Dora încă n-are iezi, dar urmează să fete, cred că astăzi. Și am băgat-o aici ca să văd dacă se înțeleg. Evident că nu se înțeleg, dar ar trebui să se liniștească spiritele. Nu-i voie Cuțu. Cuțu nu e așa violentă. Doina, în schimb, e foarte, foarte bătăușă, foarte pusă pe bătaie. Ieduțele asistă la toată povestea, însă, după cum vedeți, și mă surprinde și pe mine, Dora e suficient de hotărâtă să nu se lase bătută, să vadă urme și pe cornele ei. Dora a fost fătată cu corne și n-am ecornat-o la naștere, așa că am ecornat-o cu inele. Să vedem cum o să se obișnuiască în țarcul ăsta. Din felul cum se uită și umblă după Dora, e clar că Doina o consideră o amenințare pe Dora pentru iezii ei. Însă pentru mine e clar că Dora nu e o amenințare. Așa că o să mai rămân un pic cu ele să supraveghez evoluția acestei dispute și o să vă explic câte un pic din ce se întâmplă. Hai să vedem. Deci am modificat țarcul încoace, am pus lesele astea metalice pentru că
Urmează să fete a treia, posibil și a patra, Fifi și Silvia a cincea. Însă, cea mai mare tristețe a momentului e că Steluța am tot așteptat-o, am tot urmărit-o, astăzi am pipăit-o bine pe dedesubt și clar că nu e gestantă. Trebuie să aibă, dacă e gestantă, trebuie să aibă Edu cel puțin 3 luni jumate, 4. Situație în care Edu ar trebui să se simtă binișor, dacă nu foarte bine. Și nu se simte deloc. Nu vorbesc de faptul că nu lovește Edu sau nu simte Edu mișcându-se, ci palpând stomacul pe dedesubt, nu se simte absolut nimic. Asta înseamnă că probabil într-o săptămână, o săptămână și ceva, pe Steluța o să o sacrificăm. Pentru că, după cum unii dintre voi știți, Steluța nu mai are nici o parte de pulpă viabilă, deci nu va mai produce lapte. Noi speram ca anul ăsta să ne producă măcar în cotură de eduțe, pentru că face eduțe foarte frumoase și bune de lapte. După cum le puteți vedea pe astea două, care sunt surori din generații diferite, Cuțu și Doina. Și așa că pe Steluța va trebui să o sacrificăm. Ne pare rău pentru asta, că e cea mai bătrânică și prima capră ce am avut-o noi, dar problema și motivul pentru care o vedeți legată acum, suficient să ajungă la fân și la adăpătoare aici, e faptul că ea îi șefa și le bate pe toate. Ca să înțelegeți despre ce e vorba, într-o zi normală, dacă Steluța nu este legată, când le pun iesle, niciuna, nici numai caprele ei, astea două. Cu astea să înțeleg. Dar ieduțele și celelalte capre, toate trebuie să stea, uite așa, separate, până să hotărăște ea că le lasă să mănânce. Așa este Steluța. Nu, no, așa ceva nu acceptăm. Ești bătrânică, ai fost de treabă, dar nu mai poți da nici un pic de lapte și e și cea mai periculoasă, cea mai bătăușă. Și tocmai ăsta e motivul pentru care astea două și-au disputat supremația. Ea e un metiș dintre un țap carpatin, duce Cuțul, las-o în pace, și o capră alpină franceză. Și produce foarte bună, e bună producătoare de lapte și ne place chiar și culorile ei, chiar și faptul că e mai păroasă. Pe noi nu ne place foarte mult capra carpatină în datorită faptului că e foarte păroasă, dar Dora nu are părul foarte lung. După fătare, de obicei, îi mai tundem părul de aici din spate și ne-am obișnuit cu ea așa cum e. Chiar dacă e singura capră cu păr mare din gospodăria noastră. Cred că toate caprele simt acum că coroana a căzut de pe capul Steluței. Este definitiv și irevocabil priponită. În sfârșit, astea pot să mănânce fără frica ei. Și revenim la astea trei, care sperăm să fie și asta fătată la finalul acestui video. Doina, dacă ne-ați văzut celelalte videouri, are un ied și o ieduță. Și Cuțu are două ieduțe. Spiritele s-au cam liniștit. Și încă nu știm cine va fi noua împărăteasă a adăpostului de capre. Cel mai probabil una dintre cele mai bătrâne capre, adică Dora sau Doina, care nu sunt surori și sunt de aceeași vârstă. Cred că sunt ambele la patra fătare, dacă nu mă înșel, anul ăsta. Așa că își vor disputa supremația. Sunt curios, care e părerea voastră? Cine credeți că va fi șefa? Deci scrieți-mi în comentarii care credeți că va fi noua regină a caprelor din efectivul Orășana Țară. Acum vă arăt noua invenție, noul dispozitiv, noul device, high-tech, de înaltă tehnologie adăugat la adăpost. Aici avem o hrănitoare. Am ajuns la un an distanță să-i fac și hrănitoarea pentru cereale la capre.
adăpostul ăsta, adică strunga asta am făcut-o de ceva vreme, după cum vedeți, dintr-o stelă mai veche, nu-i definitiv, dar e destul de fixă. Și când va fi nevoie, o să o modificăm sau o să o punem în altă parte sau o să o răsucim, o să o întoarcem. Planul meu inițial era ca aici să mai fac o punte și eu să le dau drumul caprelor pe ușa asta, cum făceam de obicei, ele să se urce sus pe punte și să mănânce. În cazul acesta, singurul lucru care va trebui să-l fac când voi finaliza acea punte este să mut hrănitoarea pe partea alaltă sau să întorc toată strunga asta invers. O să văd ce mă hotăresc, dar am nevoie să fac puntea asta pentru că dacă ridic puntea undeva la 30 cm de la podea, o să mi-ajute foarte mult și o să am un muls, o să mulg foarte ușor pentru că nu o să trebuiască să mă aplec la capre. Da, ce am folosit la hrănitoarea asta? Un tub de 115, cred că era, 2 metri lungime, îl aveam acolo de ceva vreme. Nu l-am mai folosit pentru ce îmi propusesem, așa că ce am făcut? Am decupat niște lemne, niște scânduri așa rotunde, am împins lemnele înăuntru, după ce le-am prins roată capetele și mijloacele, scândurile astea interioare, l-am încălzit un pic cu o torță și am îndreptat zona asta, se vede un pic că e ars, am încălzit-o și am îndreptat-o, după care am prins-o de scândură. No, eu cred că o să fie suficient pentru ce avem noi nevoie aici și o mare, mare invenție, aici mai avem pentru blocajul ăsta care le împiedică pe ele să iasă, avem un blocaj ca să nu le împingă ele înapoi și să iasă cum. Deci pe partea asta la altă, piesa asta se ridică, uite așa, e cu balamale, caprele și introduc capul, încep să mănânce. Mi-am făcut timp să finalizez hrănitoarea asta pentru că aveam nevoie să hrănesc caprele gestante toate odată, să le pot bloca, eventual să le și probez la de lapte și să nu am treabă cu fiecare pe rând. Da. Ce zici, Victor? Bine. E bine? Da. Ești mulțumit de cum a ieșit? Da. Ce zici, Sofia, e bine? Da. Victor nu e așa entuziasmat ca tine. Eu zic că e super. E bine, așa-i? Uite, s-au făcut liniște și între capre. Văd că nu se mai bat. Cele 6, uite tu ce frumos mănâncă astea. Eu nu le-am văzut niciodată pe astea. Toate 6 cu capul în iesle să mănânce. Pentru că nu le lăsa steluța niciodată, Sofia. Nu știu cum am numărat eu 6, că-s numai 5 aici, da? Asta este. Cele 2 gestante acolo se odihnesc. Steluța, asta e. Doar privește. Nu mai poate să facă multe. Ce faci, doamna? Capră ce își ține laptele ascuns. Îl ține pentru ies dacă se împreună ies. Mă amuză. Că mai înainte am pus mâna pe țâță și erau goale, știi? Și pulpa tare de numa. Și te gândești, nu, păi că n-are lapte. Ce cu pulpa asta, știi? Dar de fapt ea își ține laptele acolo. Na, na, na. Îl ține ascuns, da? Dacă stai de ea, îl dă până la urmă. Da. În curând o să separăm iezii de capre. Nevoie, cuțu! În curând o să separăm iezii și atunci o să fie mai simplu un pic. Stăm de pază la Dora pentru că
E ora 9 imediat și noi stăm cu rândul. Am stat eu o oră, acum a venit Andreea. Și o sta și ea o oră. Și acum să vedem. Stă 2 ore deja. 2 ore sta? Da, sigur. Nu, no, înseamnă că stau eu de acum încolo, nu? Da, de n-am mai trebuit mult. Vom vedea cât am mai fi. Da. Fădora n-am văzut-o niciodată fătând și chiar așa. Serios? Păi nu știi că totdeauna o găseam fătată. Nu mai știu. Eu așa mi-amintesc. Da, ca de obicei anul ăsta, între plimbările noastre până în casă, Dora au fătat și ea. Și mă bucur să văd doi iezi lângă ea. Foarte drăguț. Tocmai am descoperit. Ia uite. Văd că o da și placenta afară. Hai să vedem ce fel de ieduți sunt. Așadar, rezultatele Dorei sunt următoarele. Tocmai linge iedu. Deci ăsta e un ieduț frumos. Și avem și o ieduță. O ieduță foarte timidă, care încă nu și-a găsit echilibru. O ieduță care încă nu și-a găsit echilibru, dar tot vrea să vină la mine. Da, din păcate și eu și Andreea suntem epuizați. Și azi noapte am venit din nou la ele să le verificăm. Cred că Dora au fătat cam în același program orar ca și Cuțu, pentru că în jur de 1 și ceva la amiază, dar umblând toată noaptea pe la ele, astăzi fiind duminică, m-am odihnit un pic după amiază și uite că tocmai acum mi-a făcut farsa și a venit ieduța asta gălăgioasă în lume, așa uite-o, da, i-am lăsat să, i-am pornit cu subtul, sug amândoi, sunt aproape uscați, i-am șters eu încă cu prosopul. Capra au dat casa afară. Nu. Nu fi tristă. Și de acum urmează, să-i vedem crescând. Emoțiile s-au încheiat. Am făcut cunoștință. Avem din nou ieduță și ied. Mi-ar fi plăcut să fie și ieduța cu un pic mai mult alb, dar sunt foarte bucuros că are schea în frunte. E o ieduță frumoasă, maro cu negru. Și ia uitați ce frumos e ieduțul. Ieduțul e foarte special. Din păcate, nu cred că o să-l putem ține. Pentru că anul viitor tot Bruno va monta. Ceilalți iezi și ieduțe sunt foarte vioi deja. Ia. Distracție maximă. Și ăștia vor fi într-o zi, două, cei mai amuzanți și cei mai alergători.
Bravo, Dora, ai făcut o treabă foarte bună. Bravo, iubită. Ești obosit acum. Dacă vreți să vedeți cap prefătând, cap coadă, avem și pe canalul nostru de anul trecut vreo 2-3 căpruțe filmate în timp ce fartă, de la început până la final. Dragilor, ăsta e video de astăzi. Sperăm că v-a plăcut. Vă mulțumim că ne-ați dat câte un like. Așteptăm părerile voastre în comentarii. Vă salut și ne vedem data viitoare.